Îngerii o laudă în ceruri și pe noi pe pământ ne învrednice. Dragi prieteni, domnilor primari, permiteți-mi încă o dată să vă salut prezența dumneavoastră la această importantă măsură care a fost organizată de comun cu preoții din raionul nostru, cu colegii din cadrul Consiliului Raional, colegii din cadrul primăriilor și, sigur, cu susținerea prietenilor noștri din Inspectoratul de Poliție Dubăsari. Eu cred că, necătând la faptul că vremurile sunt diferite, vremurile sunt grele, sunt niște elemente care pe noi, pe toți, ne-au unit și trebuie să ne unească. Sunt lucruri sfinte, lucruri sacre, care nu depind de numele meu, conducătorul raionului, sau de numele unui primar, sau de numele unui sau altui preot. Coborârea focului dumnezeiesc este o minune, este un lucru absolut necesar pentru noi muritorii. Eu sunt convins că și anul acesta Bunul Dumnezeu ne iubește, precum ne-a iubit multe sute de ani. Eu sunt convins că datorită acelei lecții sau acelor lecții pe care noi le-am primit nouă dată în cadrul slujbilor care sunt oficiate în bisericile noastre, care noi le citim din Biblie, acele lucruri care ne învață să facem lucruri bune, să nu bârfim, să fim mai buni unul cu altul, să nu facem rău unul altuia, sunt veșnice și trebuie să fie menținute. Eu cred că dumneavoastră, toți acei prezenți, odată ce am primit acest foc, trebuie pur și simplu să mergem acasă, să mergem la Sfânta Slujbă de astăzi, să ne bucurăm împreună cu toți de această mare sărbătoare, ajunul Paștelui, și sigur că să spunem unul altuia cei mai mari dragoste din suflet. Hristos a înviat! Hristos voscres! Doamne ajută nouă tuturor, desigur că, stimați părinți, preoți care sunteți aici, cred că este necesar și dumneavoastră să spuneți câteva cuvinte pentru noi toți cei prezenți. Hristos zice, eu sunt lumina lumii. Cine va veni la mine, nu va ambla în întuneric. Iată această luminiță de astăzi pe care o ținem în mână, ne dă o șansă să vedem calea, adevărul și viața, să-L vedem pe Hristos. Dumnezeu să ne miluiască pe toți, Domnul Președinte, mulțumim că, am să spun și eu mai țărănești, că noi suntem cuie și El e cloșca, bădăfrosti că ne strânge de orice dată și, într-adevăr, aici, la Coșința, la încinta Consiliului Raional, simțim și noi un pic de miros a Paști. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Fraților, în această lumină să ne lumineze calea vieții, nu numai astăzi și nu mâine, dar cât este rânduit la Dumnezeu fiecare din noi. Să fim așa și noi luminoși ca această lumină, să fim buni, să fim darnici, să fim luitori. Hristos a înviat! Da, fie că primirea focului haric aici în incinta Consiliului Raional să fie un bun început a slujbei de, așa, de Paște, slujbei de învierea Domnului, pe care trebuie să mergem după aceea să o începem și să o săvârșim. Să fie un început, să fie o slujbă de folos pentru noi toți, să fim toți prezenți la biserică și să ne bucurăm de această cea mai mare sărbătoare creștină la care
noi sărbătorim biruința Mântuitorului, biruința lui Hristos asupra morții și a păcatului. Hristos a înviat. Adevărat, sigur că și eu mă alătur la toate cele care s-au spus de colegii mei preoți, toate sărutările. Mulțumim domnului președinte, mulțumim Consiliului Raional și toți cei care se străduiesc ca în fiecare an această bună tradiție să o prelungească. Sigur că dacă și în acest an s-a pogorât focul Haric la Ierusalim, practic puțin timp s-au rugat arhierei, dar și arhiereul Patriarhul Ierusalimului, este un semn bun de la Dumnezeu, că Dumnezeu este milostiv asupra noastră a păcătoșilor și în acest an ne dăruiește o nădejde spre mântuirea noastră sufletească și mulțumim pentru asta Dumnezeu și desigur mulțumim la toți cei care totdeauna sunt părtași ai Sfintei Biserici a lui Hristos. Hristos s-a înviat! Desigur, dacă vom vorbi noi despre Lumina lui Hristos, nu ne ajunge timp. Câți ani s-au scurs de atunci când Dumnezeu a hotărât să vină să mântuiască pe oameni pe pământ. De fapt, tot atâta timp ne-ar trebui să discutăm și noi astăzi despre Lumina lui Hristos, despre ceea ce a făcut Hristos Dumnezeu pentru întreaga omenie. Prima lumină care a apărut, a apărut atunci când a înviat Hristos. De aceea și ne salutăm noi. Atâtea ori câte ori ne salutăm cu salutarea Hristos a înviat, atâtea ori arde lumina și se aprinde lumina în fiecare inimioară care răspunde adevărat a înviat. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Domnul președinte, frați preoți, ne bucurăm că aici, în anul acesta, s-a adunat de toate vârstele, copii, tineri, oameni mai în vârstă. Noi oamenii avem în interiorul nostru și iad și rai. Și Hristos care a coborât în iad și o zdrobește și o dărâmă și o fărâmă, să coboare și în iadul din noi, ca în noi să rămâi numai rai, să facem fapte bune și spunem că Hristos a înviat și cu cuvinte și prin fapt. Hristos a înviat! Părinte Adrian! Domnul președinte, cum frați preoți, cei care sunteți de față, să ne ajute Hristos Mântuitorul ca prin lumină, ca harică, să coborâm și în casa sufletului nostru, lumina Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să lăsăm ușa inimii noastre deschisă ca Bunul Dumnezeu să ne ocrotească și mai departe, în ceilalți ani vieții, să fim sănătoși, să prăznuim cu tot din adinsul și toată dragostea această sărbătoare a sărbătorilor, sărbătoarea Sfintelor Paști, cu cei dragi, cu cei care ne sunteți de față, cei care vor veni și vor călca pragul Sfintei Biserici în noaptea de Paști și, evident, în tot parcursul anului. Hristos a înviat! Domnilor primari! Cine dorește? Păi, Valeriu. Unul din numele tău. Aș vrea să mulțumesc domnul președinte, domnul preot, și mult sănătate. Și rugați pe un list să prelungim tradițiile care sunt date de la Dumnezeu cu focul acesta care îl ținem în mână. Să fim sănători. Să vă înțelegem unii cu alții și pace și pământ. Hristos a înviat. Partea tuturor preoților, sper că tradiția o să rămâi ca și în anii precedenți, o să vizitați în măsura posibilităților toate bisericile. Dar dacă nu, chiar toate, măcar cel mai apropiat. Eu personal vă invit la Dorotskaia, vă așteptăm cu cea mai mare nerăbdare și mai mare bucurie să fiți alături de noi și împreună să slăvim pe Hristos, să ne bucurăm cea sănătate. Tot așa cu escort, vă așteptăm la portul.